Venind după un meci mai puțin reușit la Iași și jucăm în cupă cu Sănătatea, poate fi meciul ăsta și, nu știu, rezultatul final al acestuia un boost de moral pentru noi? Poate reprezenta un punct de clădire a încrederii? Da, este un joc de cupă în care cu siguranță o să aibă șansa să joace și jucătorii care au evoluat mai puțin, dar asta nu înseamnă că mergem doar să ne prezentăm. Ne dorim să câștigăm fiecare joc, ne dorim să mergem mai departe și în cupă. Până la urmă, competiția din România nu are foarte multe jocuri și ar fi important să ajungem cât mai sus și în Cupa României ca să dăm minute tuturor jucătorilor. Din punct de vedere moral, în fotbal se întâmplă să pierzi, trebuie să te mobilizezi și să ai o determinare și o atitudine mult mai bună la următorul joc. Din câte știm, ce se va juca la Jucu, acolo terenul nu este poate cel mai bun. Vă temeți, nu știu, de accidentări, de anumite probleme? Accidentările poate să apară pe orice gazon, dar va fi important să ne adaptăm. Va fi important. Asta este un teren de Liga 3, dar vom merge, ne vom lupta pentru fiecare minge și, bineînțeles, pentru victorie. Este o întrebare pe buzele tuturor suporterilor legat de situația lui Vale Alexandru. În ce etapă se află el acum a recuperării? Da, este într-o perioadă de început, de-abia acum și-a dat jos atela. Urmează un program cu fizioterapeutul nostru și sper eu în 2-3 săptămâni să poată să reînceapă antrenamentele. Mulțumesc!